de stat. Acum, uh, haideți să vedem din punct de vedere economic mizele uh, bătăliei politice de la SGG. Păi, Secretariatul General al Guvernului, până înființarea acestei mega-agenție, avea în subordine unele companii din domeniul energiei și gazelor și erau numiți oameni în Consiliile de Administrație. Și sigur că dacă va fi și acea mega agenție, va, în subordinea Secretariatului General al Guvernului, va monitoriza toate companiile cu capital de stat, de la nivel central și local. Dar eu aș merge și mai departe legat de. Refuzul lui Marcel Ciolacu de a numi pe a domnul Abrudan. Deci, e, e un tip profesionist echilibrat. Eu am impresia că sunt jocuri și în PNL. Pentru că domnul Boloș și el la Ministerul de Finanțe, tot în zona susținut de Cluj și Bihor, domnul Abrudan este susținut de Cluj și Bihor și să nu întărească prea mult această zonă, să nu uităm că Emil Boc stă bine în sondaj și să nu. Pre, vină cu alte pretenții, dar, totuși, pentru premier, pentru fostul premier, pentru domnul Ciucă, va fi o mare problemă dacă domnul Abrudan nu va fi numit, pentru că se va crea o ruptură în PNL, o neîncredere în relațiile dintre fostul premier și actualul premier. Va fi un examen pentru uh, domnul Ciucă în rezolvarea acestei probleme, pentru că uh, vor fi multe nemulțumiri și mai ales la vârful PNL-ului și să nu uităm că. Clujul este o organizație foarte puternică și nu va ceda foarte ușor și iar nu are ce să-i reproșeze lui domnul Abrudan, pentru că domnul Neacșu este departe de a avea pregătirea profesională a domnului Abrudan. Adică nu a avut o expertiză. Și prin faptul că au subordonat și Ministerul de Finanțe domnului Neacșu, vor fi mari probleme în relațiile dintre PNL și PSD. Chiar dacă domnul Ciolacu vrea să fie un puternic, va avea mari probleme în relațiile cu PNL-ul. Doamna Dogeiu, l-am ascultat aseară pe Pavel Popescu, liberalul care a denunțat primul această supărare legată de refuzul lui Marcel Ciolacu să-l numească pe Mircea Brudean. Pavel Popescu spunea că vineri PSD-ul a dat niște ordonanțe de urgență prin care în subordinea Ministerului Finanțelor își plasează oameni din partea